De aceea te întreb dacă din dragoste, nesilit de nimeni, iei în căsătorie pe Salome. Da. Domnul să te binecuvânteze. When the visions around you bring tears to your eyes and all that surround you. Stăteam pe bancă la cor și tot vreau să mă întorc, să mă uit la ea, că ea stătea undeva în spatele meu și m-am abținut să nu mă întorc. Că vedea mama. Vedea. Dar mă uitam eu din spate, lumea. Din când în când, mai rar. The one you should call was standing there all alone. And I will take. Vreau să zic că mă bucur foarte mult pentru voi și sunteți foarte frumoși. Mă bucur, Patrick, că ești în familia noastră și... Eu consider că de la el am primit-o pe Salome și cred din toată ființa că el e autorul poveștii noastre de dragoste. Before. And I promise you never. Pot să spun la momentul de față că Patrick pentru mine este un dar din partea lui Dumnezeu. Mulțumesc Domnului pentru un așa dar și binecuvântare pentru mine, care e Patrick. Și știu din toată inima, cea mai fericită familie este familia în care locuiește Domnul, se prezintă Domnul, cei doi au părtășie cu Domnul. Numele Tău peste toată ziua de astăzi, Doamne, și Te rugăm, Doamne, veghează Tu și Te rugăm, fă o zi binecuvântată pentru toți care suntem aici, pentru Biserica Ilim. Mi-am imaginat că se întâmplă așa. Eu o să mă duc în România în așa 3 săptămâni să-l cunosc pe el. Foarte scurt am stat să zic că să ne cunoaștem sau să fim împreună. Nu m-am gândit în viața mea, deci Domnul lucrează în feluri în care noi nu ne gândim. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mamă sa și se va alipi de nevastă sa. Și se vor face un singur trup. Amin. Legământul pe care îl încheiați astăzi, până când vrei să-l ții? Toată viața. Domnul să-ți ajute și să vă ajute și să vă umple cu Duhul lui cel Sfânt și cu putere. Mă mai întreba toată și așa, zis, ce tot mă întreb că te iubesc, că știi că te iubesc. Și m-a întrebat Domnul pe Petru. După am zis că, dar de ce tot mă întreb? Și m-a întrebat că mă iubești și mi-a ajuns să fii soția mea. This I promise you. Avem foarte multe lucruri în comun. Primul lucru e numele nostru. Cum deosebim diferența din Patrick și Patrick, că el e Patrick și eu sunt Patrick. So,
despre personalitatea lui Salome și personalitatea mea, noi doi cred că ne potrivim așa, ca și cum îți pui mâinile când te rogi, așa suntem strâns legați și așa vrem să rămânem. Nu pot să zic că avem foarte multe lucruri în comun, dar totuși ne completăm unul pe celălalt. O familie atât de unită încât nimica prin afară și nimica să nu facă spărtură și să iubim pe Domnul și să slujim Domnului împreună. Îmi doresc lucrul ăsta mai mult decât orice. Domnul ne-a dat putere în fiecare zi. Simțeam o pace, simțeam o liniște. Ne rugam împreună la telefon, citeam din Biblie împreună. Nu știu, Domnul ne-a ținut și ne-a dat putere să stăm împreună. Drumul a fost lung și anevoios, cum se zice, dar așteptarea merită. Dar acum e nunta. Și implicit ce urmează după.